pricile iubirii. Persoana care a furnizat informațiile din scrisoarea trimisă de sora lui Andrei a ținut să le confirme personal într-o intervenție telefonică. Eu nu o cunosc personal pe Iana. Eu traducând pentru Asociația Femeilor din țările scandinave, ne cam ivim de fete din Moldova, dar am prins un lot de 200, aducând și o mamă, stând acolo cu fiele, mă uitam și zice, pe asta o știu. Și am început să-mi povestesc puțin mai de subtul, să zic, ce fac ei, trecută, Iana, să zicem, doamnă de întreținere a oamenilor, oamenilor cu bani. Iana este, se duce cu bărbați în vârstă, bărbați cu o situație foarte bună materială, ce vrei. Iana întreținea și relații sexuale cu acești magnați? Absolut. Sunt sex shop-uri unde te duci și vrei să cumperi o lejerie. Nu știi cam cum vine. Sunt fete care încearcă lejeria ca să vadă cum stă. Jucăriile, la fel, sunt fete pe care poți să îți încearcă jucăriile, adică vezi ce senzație îți dau. Poți să-ți închiriezi film și te duci în spate, faci absolut orice plăcerile tale sau faci sex. Ea a lucrat în sex shop în Franța. Fizic a fost acolo să expună, să dezroace. A dus o munte cu care era ea. Ceea ce pot să spun foarte, 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 foarte sigur, că Iana vrea viza. Asta-i trebuie. Bun, Andrei, astea sunt informațiile care au ajuns la familia ta. Iana, te rog să lămurești pe Andrei în legătură cu ceea ce a spus persoana respectivă la telefon. Da, ce pot să zic, aberații. Sex shop în Paris și ce, mie nu pot să-mi placă așa lucruri? Dar n-a spus nimeni. Doamna îți spune că a aflat de la acea amica ta că ai fi fost model în sex shop. Da. Ai lucrat ca model la Paris? Nu, n-am lucrat. Am intrat prima dată în viața mea în sex shop, am făcut video, am cumpărat ce am vrut și am plecat. Acelea sunt imagini, într-adevăr, din Instagram-ul tău. Și eu le-am postat, da. Andrei, ce te frământă acum? Ce să spun? Mă gândesc. Ce pot să fac? Să iau decizia acum? Nu, Doamne ferește, nu. Mă gândesc dacă e ceva din tine care crede ce spune doamna aceasta. Nu vreau să comentez. Doar mă gândesc. Ai văzut avertismentul ei? Cumva, nu știu de ce crede că Iana ar vrea această relație pentru cetățenie. Ce ziceți, doamna mea? N-am video comentat, ce să spun. Mă abțin. După aceste noi dezvăluiri, Andrei încerca să-și adune gândurile și să obțină de la Iana o explicație care să-l determine să ia o decizie. Ce? Cine erau fetele două din poze cu tine? Erau prietene tale? Da. Prietene bune? Da, cea mai bună. Și acolo, știi că nu beau, acolo era apă, dacă și va. Și fata care ar fi vorbit, crezi că ar putea să fie una din ele sau? Nu. Doamne, ce oameni buni. Deci tu în continuare ești nevinovată, da? Normal. Ok. Model la sex shop. Doamne, eu n-am spus niciodată chestia asta, cred că de la mireasă. Magnați din Rusia. Doamne, ferește. De ce ți-ai dorit tu cetățenie? Cine a spus? Păi eu, zis, doamna. După eu cum vorbe, eu jumătate n-am înțeles. A, într-adevăr, așa foarte... Și ce a spus cetățenie? Păi a spus la sfârșit? Ce a spus la... relația aici, că cu mine sau în general, cu român, ca să obții cetățenie. Eu, până la urmă, pot să-mi cumpăr cetățenie. Eu nu m-aș căsători pentru cetățenie. Da, se poate cumpăra? Da, da. Nu știam. La noi se poate tot. Bani să... Păi și persoanele care te ajută, nu? Da. Și cunoști persoanele da. De genul? Da. Și din ce, cum le-ai cunoscut? Așa le-am cunoscut. Moldova e mică. Noi ne cunoaștem toți între noi.
asta deja acuzațiile se primesc nu doar în partea mea, dar și în partea prietenilor mele. Asta e foarte urât. Păi și fata asta care i-a spus doamnei translator, da, în țările nordice, te cunoaște. Țările nordice asta de unde? Păi de unde poate să mă cunoască? Asta. Nu mă cunoaște nimeni. Păi și gen dacă fata ar fi o cunoștință de-a ta? Și-ar demonstra că e așa. Andrei, tu nu înțelegi că eu foarte atent îmi aleg înturajul meu de oameni lângă mine. Și oameni care mă cunosc personal și știu ce fac eu în viața mea, ei niciodată în viața n-aș spune așa aberații. Înțelegi? Nu, de obicei a vorbit doamna translator, cum putea să vorbească direct cu fata care a zis. Nu? Nu. Vrei tu să vorbești cu fata aia? Nu, nu, spune lui doamna translator să-ți dea contact și să vorbești care e problema. A să vorbim noi. Amândoi putem să vorbim. Ce? Treaba ta care? Să accepti sau să nu accepti? Atât de tot. Altceva nu cere nimeni de la tine. Capricile iubirii. Practic, discuțiile pe care le-am văzut sunt după momentul dezvăluirilor. Iana, știi care este problema, ca să înțelegi și tu? Pe oameni îi interesează toate lucrurile pentru că se trezesc dimineața și dau drumul pe Antena Play și s-au obișnuit cumva, faceți parte din cotidianul lor, știi? Și atunci sunt curioși ce se întâmplă. E ca într-o telenovelă, te prinde la fel, doar că e o telenovelă 24 de ore din 24 și ce să vezi, telenovela asta este viață pur și simplu. Problema este că tu nu spui nici că e așa, nici că nu e așa, știi? Dar pentru mine nu mai contează asta, pentru că am declarat, nu pot să schimb nimic. Uh-huh. Am luat omul din ziua în care a reușit să-mi trezească ceva mie. E adevărat, dar în momentul în care tu dai piept cu uraganul, trebuie să știi cu ce să te aperi. Și asta, e vorba că aș fi putut să te știi în ce te bagi. Asta e singura chestie, da, după părerea mea. În rest, ai mare dreptate. Până la urmă tragi linie și o iei de acolo, nu, încolo. Da, nu vreau să renunțăm așa ușor. Dacă eu am înțeles că ăsta e stilul ei, dar nu mi se pare un mod sănătos pentru economia relației noastre. Eu niciodată n-am făcut asta, la câte am auzit sau la, nu știu, la instanțele familiei. N-am zis nu. Păi cum să renunț? Eu am investit. Dar nu sunt nici absurd. Dacă ea consideră că așa va fi mai bine, să ne îndepărtăm, să ne despărțim, eu sunt de părere că nu. Din contră, bănuiesc că o să fie mai greu. Pentru că în doi întotdeauna a fost, este și va fi mai ușor. Dar un doi real, un doi real cu perspectivă. Eu asta caut, cu perspectivă. E adevărat. Tu vrei cetățenie cu orice preț? Adică că există o cale legală pe care să o urmezi? Înțeleg asta că trebuie... nu, nici eu nu concep. Asta da, clar, nu. Înțeleg că trebuie să te întorci nu, 3 luni... Eu am spus că eu pot să fac cetățenie și așa, dar și cu modul... Da, eu aș vrea să nu mai vorbim despre lucrurile alea, pentru că nu sunt... Ok. Auzi și ea că se poate. Da. Mă rog, ideea este că există mai multe metode prin care să îți capeți doresc cetățenie. Dar vreau să spun un lucru, să știi că știu că și în România există o secție specială care investighează frauda asta legată de căsătoria ilicită. Adică te căsătorești doar de fațadă ca să-ți iei cetățenia. Ca peste tot. Și ca peste tot, de altfel. Și s-ar putea să fii prinsă, știi, cu mâța în zac. Și atunci, într-adevăr, plătești niște polițe destul de importante. Dar cred că există și metoda clasică, care e până la urmă cea mai bună și cea mai la îndemână pentru toată lumea. Bun. Doamna Mioara. N-am nimic de comentat. Ce aș mai putea să spun eu acum? La păi ce să spuneți? Ce există între ei, că sunt supărați, chiar nu am ce comenta. Un sfat. Nu, e treaba mea. Am înțeles destul de clar că mă respectă decizia și eu știu asta pentru că îmi cunosc familia, chiar dacă la început inițial au fost și ei cumva poate revoltați de ce au auzit. Și vă dați seama, nu e ușor. Dar asta nu înseamnă că trebuie să o punem la zi. Eu personal n-am făcut asta și nu o voi face. Și dacă ar fi... Te felicit pentru atitudinea. Pentru că sunt real și pentru că țin la ea. Oamenii, din păcate, au tendința asta când văd un om la pământ să mai bage și tot cu cui, așa, știi, puțin, să mai învârte acolo. Exact. Eu aș vrea să întreb ceva pe Iana, să înțeleg că tu ai renunțat din discursul vostru asta, din discursul lui Andrei. Înțeleg mi-a că s-a produs o ruptură. E a treia oară care am zis asta. Eu nu pot să
ți-e teamă de ceva? Adică... I-a zis să se îndepărteze, dar ați văzut-o cum plângea când a văzut imaginile alea. Păi asta am văzut. Păi și dacă e real, de ce să nu mergem mai departe dacă eu sunt cu tine? Și dacă va fi să fie așa, mă repet. Păi întreabă pe ea, că eu nu pot să-ți răspund, măi, Andrei, mă. Andrei, o secundă, stai să termin ce aveam de întrebat. Ți-e teamă că ar putea să mai apară lucruri noi pentru că ești la brațul lui Andrei? Nu, nu mi-e teamă, eu sunt pregătită să... vine toate lucrurile care poate să vină, pentru că eu știu că nu știu, nu e adevărat ce se spune până acum, ce s-a spus, toate chestiile este. Dar există cineva care ți-ar dori răul sau ți-ar dori să, și-ar dori să ți facă rău? La un moment dat poate să dea în judecată, nu știu, pe cei care fac asta pentru calomnii, pentru abuz, nu? Dar bine, asta este alt important este. Oricum, am văzut că Iana și-a exprimat dorința de a vorbi cu fata respectivă, pe ale cărei mărturii se bazează această declarație pe păi doamnei care. Eu personal nu doresc să adâncesc. Vreau să merg în continuare pe ce îmi spune ea, dar dacă ea îmi spune că ar fi mai ok să ne îndepărtăm, să renunț, eu ce să înțeleg de fapt? Nu e nesiguranță? Dacă eu nu doresc să adâncesc mai mult. De atât. Da, ai întrebat-o de ce își dorește lucrul ăsta? A spus că vrea să mă menajeze, să mă protejeze, dar eu nu văd o formă de menaj, din contră. Văd o formă de renunțare. Să te protejeze? De ce anume păi să-l protejezi? Asta încerc să înțeleg. De ce? Poate fi pus în pericol dacă stă cu tine sau care-i treaba? El se enervează din cauza la chestia. Acum știi cum e, că nu-ți convine fiecare... Dar asta nu înseamnă că nu te susține. Adică dacă omul ăla îți dă mâna... Bine, e normal atunci când afli niște lucruri, fie să te apuce pandaliile, da. Să ai un șoc. Eu înțeleg, pe tine te-a deranjat faptul că el a avut un mic șoc atunci când a văzut materialul cu ce a zis doamna. Azi. Astăzi. Că nu ți-a răspuns cumva pe loc. Nu pe loc, dar așa, el parcă s-a dus cu gândul acolo și a crezut... acolo. Mă, da, până la urmă până... omul procesează informația, adică... Am crezut că aș zis, nu vreau să comentez, Andrei, lăsați-mă să mă real. Păi sunt foarte real. Ai crezut pentru un moment că informațiile alea sunt adevărate? Nu, normal că nu, când doar merg pe declarația ei. Pur și simplu vreau să o văd. Ți-a picat prost sau ți-a picat bine? Hai să o luăm mai... Că nu mi-a picat bine, că n-are cum să spice bine când auzi, dar eu în continuare merg pe ce îmi spune ea. Dacă ea îmi spune să ne îndepărtăm, păi facem asta ca să ce? Ca să nu mai primim acuzații sau ce vor mai veni? Asta nu, să oprească acuzațiile sau păi, tocmai, asta spuneam și eu ție, că nu se oprească. Dar păi, de ce să renunțăm la noi? De ce vorbim? Dacă nu vrem asta? Da, eu cred că sunteți amândoi suficient de puternici încât să le luați în piept. Și împreună, știi, e vorba aia, unde-s doi, puterea crește. Mut și munce din loc. Eu personal pot, știu că se poate asta. Ione. Eu personal aș vrea să spun două lucruri. Tu ai spus mai devreme că greutățile tale vrei să le suporți tu singură. Eu personal, dacă nevastă mi-ar face așa și nebunie, e o plăcere să împart orice greutate cu ea. Și aș avea și o întrebare pentru tine. Eu nu cred sau nu dezmint sau toate acuzațiile care au venit, dar eram curios, cine a făcut filmulețul când tu cu alte două fete dădea chaturi? Prietenii. Era apă. Nu, la mine era apă și la... Mă rog, nu contează, da, nu important contează. E că la tine era apă. Eu pur și simplu nu beau, i-am spus și ca să nu creadă că l-am mințit la un moment dat, bla bla bla, nu știu ce, da. Am înțeles. Bă, nici eu nu beau, dar mai beau câte un pahar de șampanie. Mai ales la club, în străinătate, în vacanță. Stai un pic că n-a spus nimeni că Iana a locuit la mănăstire până acum. Stați o secundă, că fiecare om are dreptul să se distreze și dacă filmează această... Ioane, ia pregătește tu mesajele din social media ca să... Eu sunt gata, voi sunteți gata? Pe locuri vezi gata start. De ce am văzut în cluburi, și eu că nu locuiesc la mănăstire, credeți-mă, întrece cu mult ce am văzut. Orice imaginație, da. Și tineri care par de extrem de educați și mă țin de scurt. Da, mergem. Un cuplu foarte frumos. Apreciez faptul că se distrează, petrec timpul împreună și se comportă ca doi îndrăgostiți, nu ca alte cupluri din casă. Un cuplu frumos în care există chimie mi se pare cel mai ok cuplu din casă. Singura chestie care ar fi de comentat e că Iana trebuie să fie un pic mai hotărâtă. De o vreme sunt singurii pe care îi votez. Dar unde vede Ioana, sora lui Andrei, comentarii urâte? Copiii ăștia chiar sunt frumoși. Eu am un băiat și dacă nu sunt de acord cu alegerile lui, îl las să se convingă el. Nu mă bag în viața lui cu papucii.
au atracție fizică, după ce se va stinge focul, își vor spune papa. Doi falși, mai ales el se crede inteligent, dar urmărindu-l îți dai seama de aberațiile pe care le spune. Ea naivă și dornică de aventuri. Îmi sunt foarte dragi, dar aș vrea ca Andrei la urmă să nu sufere. Andrei este un băiat serios, deștept, dornic să-și facă o familie. Iana, părerea mea, îl folosește ca ancoră pentru a rămâne în casă. Cred că din partea ei este doar atracție fizică și puțin interes. Frumoși, pasionali, îi văd întreaba lor. Iana este mortală când mai trântește câte o vorbă. Că nu prea simte, că nu prea este îndrăgostită, asta în timp ce îl pupă și îl strânge în brațe pe Andrei. Faptele spun mai mult decât vorbele. Le mulțumim frumos. Bun. O să ne oprim deocamdată aici. Eu vă spun doar să faceți ceea ce vă dictează sufletul și inima. Că știți cum e cu rațiunea asta. Uneori nu dai două parale pe rațiune. Da.